Avem la acest moment, cu ajutorul expozanților, 25 de premiere naționale, dintre care cel puțin 7 sunt lansări oficiale, 4 dintre ele venite direct de la Frankfurt, iar o surpriză care nu a fost la Frankfurt și este prezentă la Salonul Auto București și Accesorii 2015. Mulțumim pe această cale încă o dată expozanților. De asemenea, avem încă două hale care care adăpostesc accesoriile și vehiculele istorice. Totodată avem pentru publicul interesat vehicule comerciale întinse pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați la exterior. De asemenea, sunt peste 200 de modele de autoturisme expuse în cadrul salonului, peste 150 de vehicule comerciale și peste 1500 de branduri de accesorii. Anul acesta, cu ajutorul expozanților, am depășit cifra de 120 de expozanți prezent în cadrul evenimentului. Doresc să continui cu un proiect pe care l-am inițiat anul acesta, pregătind publicului vizitator un show aerian în parteneriat cu Aeroclubul României și cu Iacării Acrobați pentru weekendul următor. Partea aceasta de tehnică auto este reprezentantă de expozanți care ocupă o suprafață de 4.000 de metri pătrați. Sunt în jur de 80 de expozanți și se prezintă peste 1.500 de branduri din acest domeniu. Vorbind despre acest parteneriat între Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și organizatorii acestui salon, nouă ni s-a părut a fi firesc. Firesc pentru că astăzi industria auto din România ocupă un loc extrem de important în ansamblul producției industriale a României. Practic, este una din ramurile de vârf, este o industrie care a recuperat foarte mult și o industrie care poate să însemne foarte mult în viitor. Iar aici avem în vedere vectorii de dezvoltare care au contribuit la creșterea semnificativă a acestei industrii și sigur aici nu pot să uit compania DU, în urmă cu mulți ani, compania Renault și acum compania Ford. Aceste companii au fost cele care au generat, au constituit pol de atracție și a celor care lucrează în industria componentelor. Pentru că, în ultimă instanță, pentru dezvoltarea industrială din România, important este ca România să devină un pol atât de fabricare a mașinilor, a produsului finit, dar în același timp și a componentelor și subcomponentelor din acest domeniu. Practic, astăzi, această industrie reușește să dea aproximativ 12% din produsul intern brut al României. Și acest lucru capătă semnificații și mai importante, ținând cont de numărul de locuri de muncă pe care le-a asigurat, peste 200.000 de locuri de muncă, și în același timp, prin taxele și impozitele pe care companiile din industria de apărare le plătesc atât la nivel local cât și la nivel central. Și nu de mică importanță este și contribuția pe care cercetarea și dezvoltarea pe care aceste companii le realizează, la modul cum ea contribuie la dezvoltarea tehnologică din România. Aceasta 13-a ediție a Salonului Auto București marchează și reflectă relansarea pieței auto din România. Dumneavoastră și vizitatorii pe parcursul desfășurării acestui eveniment vă veți convinge că participați la cel mai important și reprezentativ eveniment al anului în domeniul automobilelor. Contextul global de stagnare, de dinamizare moderată, dar diferențiată în Europa, prezintă la un bilanț pe 8 luni ale anului în curs România cu o creștere de 12,8% în materie de automobile în general și sincer n-am motive să cred că acest trend de creștere se va inversa în următoarele luni ale anului în curs. Diversificarea modelelor, atractivitatea lor prin design, prin performanțe,
vin să întărească afirmația mea că în acest an industria de automobile în general, piața automobilelor, va cunoaște o creștere. Din cele 203.000 de locuri de muncă din industria de automobile în general în România, 185.000 de locuri de muncă sunt ocupate de cei care se ocupă de părți, componente și așa mai departe, că acest sector a contribuit cu 12, sunt cifre pe care vă spun sincer, le știu fără să le citesc, 12,6 miliarde euro la cifra de afaceri anului 2014 și cu 9 miliarde de euro la exportul total al României pe 2014. Registrul Auto Român a căutat permanent să dețină un personal bine pregătit și o bază materială comparabilă cu cea a celorlalte țări europene cu experiență mult mai mare. Ne preocupăm permanent de creșterea calității serviciilor noastre și a încrederii clienților noștri. Un obiectiv important îl reprezintă îmbunătățirea mediului concurențial prin creșterea calității activităților noastre de autorizare și de verificare a agenților economici din domeniu și, în special, prin simplificarea procedurilor administrative aplicate de Registrul Auto Român. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos!